Bună dimineața și bine ați venit! Aș dori să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat. Încă o dată, bună dimineața și bine ați venit! Cine se trezește de vreme, cu precădere într-o sâmbătă, ajunge unde își propune. În cazul de față, dezideratul nostru comun este câștigarea funcției de primar al municipiului Onești de către colega și prietena noastră, Elena Pașcu, Apăvăloaie. Haideți să-i transmitem un pic de emoție și de energie. Cu un ropot sănătos de aplauze! Și pentru că avem musafiri de seamă, mai precis toate vârfurile de lance ale liberalismului Băcăuan, se cade să-i prezentăm și să le mulțumim pentru suport și evident să le urăm și dânșilor succes, pentru că urmează bătălie electorale grele anul ăsta. Îi urăm bun venit domnului președinte al Partidului Național Liberal filiala Bacău, domnul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. De asemenea, îi urăm bun venit domnului ministru Viorel Ilie, vicepreședinte al filialei PNL Bacău. Domnului ministru secretar de stat, dar și secretarul general al filialei PNL Bacău, Claudiu Năstasă, căreia îi mulțumim pe această cale și pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului de azi. Doamnei secretar de stat, Tudorița Lungu. Mulțumim domnului senator Daniel Fenechiu. De asemenea, îi mulțumim doamnei deputat Elena Hărătău. De asemenea, doamnei deputat Cătălina Ciofu. Avem alături de noi și primarii liberari din jurul Oneștiului și începem cu unul dintre cei mai performanți primari ai județului Bacău, campion la atragerea de finanțări europene, primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru. Continuăm cu bunul prieten al orașului nostru, primarul stațiunii Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, președinte al Asociației Stațiunilor Balneoclimaterice din România. De asemenea, le urăm bun venit celor doi subprefecți, domnul Narcis Gitaru și domnului Gabriel Lupu. Mulțumim și celorlalți invitați, primarul comunii Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, o susținătoare a liberalismului și a Oneștiului. Primarul comunei Livezi, Sorin Kim. Primarul comunei Helegiu, Ciprian Enea.
viceprimarul comunei Oituz, Ovidiu Văcaru. Și de asemenea îi mulțumim și urăm succes domnului Bogdan Ababei, viitorul primar al municipiului Târgu Ocna. De altfel, vă mulțumim tuturor pentru că ați reușit să ajungeți azi aici și să o încurajăm pe Elena, să o susținem în demersul ei de a câștiga funcția de primar al municipiului Onești. Înainte de a da cuvântul primului speaker al acestei dimineți, aș vrea să vă spun câteva cuvinte și eu. Mă numesc Vali, sunt un artist vizual oneștean, sunt prieten al Elenei din copilărie. Am fost împreună elevi la școala numărul 5 și colegi de clasă, actuala școală Gheorghe Mocanu, numele primului meu profesor de desen. Dar mai mult decât atât, pe noi ne leagă apartenența la o generație fabuloasă, specială. Generația milenienilor sau obziciștilor, cum îmi place mie să-i spun. Generația care a umblat cu cheia la gât, generația care a învârtit de discul telefonului și a învârtit caseta cu pixul. Aceeași generație sacrificată pe altarele democrației și tranziției, o generație care a plecat în lume, împinsă de nevoi sau pur și simplu pe să autodescopere, să-și dea măsura valorii și puterii ei. O generație care și-a urcat golgotele, a căpătat experiență, a ajuns la maturitate. O generație care astăzi își revendică dreptul la succesiune, pentru că este singura generație punte. Pentru că doar noi vorbim limba copiilor noștri. Pentru că noi ne întoarcem acasă să avem grijă de seniorii, de părinții și de bunicii noștri. Pentru că noi avem energia, avem putere, avem viziunea să transformăm orașul într-o comunitate. Să transformăm orașul într-o comunitate a mileniului 3. Așa cum ar trebui. Această generație, după cum am spus, este mai mult decât o adunătură de oameni. Este un spirit, un spirit viu. Iar acest spirit viu, mult timp, n-a avut o voce, n-a avut un chip. Dar, astăzi, am plăcerea și bucuria să vă spun că generația noastră și-a identificat o voce și un chip. Să știți că, o paranteză, din punctul meu de vedere, puterea este o povară foarte grea. Și nu mărimea umerilor, ci aliajul din care sunt ei construiți reprezintă stâlpul, susținerea, verticalitatea trupului și a spiritului. Începând de astăzi, din această dimineață superbă de primăvară, umirii tăi de oțel, Elena, vor susține chipul și vocea unei generații. Iar noi, alături de părinții și copiii noștri, vom fi mereu alături de tine și te vom susține pentru a aduce într-adevăr orașul ăsta și a-l face după chipul și asemănarea noastră. Aș dori să-l invit pe primul speaker, să spunem că, fiind anfitrion, îți permis să vorbești ce vrei, pe primul speaker al acestei dimineți, domnul ministru Viorel Ilie, vicepreședinte al filialei PNL, prieten al Oneștiului și al Elenei. Să rămână, Elena, bine te-am găsit. Să rămână, bun găsit, doamnelor, domnilor, distinse oficialități după rangul și funcțiile pe care le dețineți și, nu în ultimul rând, pentru dumneavoastră, un salut drag oneștenilor. A fost o bucurie să mă invitați astăzi aici și este o bucurie pe care, și o emoție pe care o împărtășesc împreună cu Elena, cu scumpa familie a Elenei. Am rememorat cu părintele Pașcu, cred că din 1984 ne-am cunoscut la Mănăstirea Cașin și aceste amintiri ne dau
bucuria și emoția revederii permanente. Dar suntem aici să o susținem pe Elena. Aș vrea să o felicit în primul rând pentru faptul că are alături atâția oameni frumoși și dragi și nu mai departe să apreciez și să felicit totodată discursul anfitrionului nostru de astăzi, care a puntat extraordinar. Vine vremea când ajungi la o maturitate, ne cerem drepturile. Poate unii mai vocali, poate unii în felul nostru. Dar cu siguranță trebuie să întoarcem societății și comunității în care trăim ceea ce ea ne-a oferit. Unora mai mult, altora mai puțin. Iar cei care am fost binecuvântați de Dumnezeu să primim, cu siguranță trebuie să dăm. Ba mai mult, întâi trebuie să dăm și după aia ni se va întoarce. Să fii primar al unei comunități, cu atât mai mult al unui municipiu, este cea mai mare bucurie și onoare pe care poți să o ai. Vă spune un fost primar. Faptul că poți să faci ceva pentru semenii tăi, faptul că poți să îi asculți, să fii aproape de ei, este o onoare, o bucurie, dar și o mare responsabilitate. Politica nu este poate ceea ce pare a fi de la distanță sau de la televizor, este și o mare responsabilitate pe care ne-o asumăm în momentul când luăm niște decizii. Pentru că o decizie pe care o iei în familie se răsfrânge asupra familiei tale. O decizie pe care o iei în calitate de primar se răsfrânge asupra întregii comunități. Și eu sunt convins că Elena are această maturitate, are această educație primită și iarăși mă întorc la familie, are acest grup minunat de prieteni și de susținători de care avem nevoie și cu care avem nevoie să ne sfătuim atunci când avem întrebări fără răspuns și împreună să reușiți ca aici la Moinești, iată că reflexul, aici la Onești să faceți ceea ce se întâmplă în multe localități minunate din județul Bacău și din România. Liberalismul a arătat că poate să facă aceste lucruri uneori mult mai facil decât ceilalți. De aia, așa cum ați observat, suntem astăzi aici aproape întreaga echipă liberală a județului Bacău, pentru că suntem o echipă, suntem o familie, suntem cu toții împreună pentru un ideal. Elena, ai toată susținerea mea, astăzi și oricând vei avea nevoie, și îți doresc mult succes ție și întregii tale echipe și Dumnezeu să ne ajute să facem bine atunci când putem. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule ministru! Aș vrea să le invit pe scenă pe un senior liberal al Oneștiului și al județului Bacău, domnul Cezar Olteanu, consilier județean PNL. Surprins? Noi dăm prioritate seniorilor. Apropo de clivajul de generație. V-ați dorit să creați elementul de surpriză, nu? N-am știut că trebuie să vorbesc. Ar fi fost bine să știu. Da. Sunt dovada vie că poți să faci liberalism și să rămâi întreg. Acum 35 de ani am decis să fac politică. Nu am făcut politică înainte de 89. Și am făcut politică pentru că
Dumnezeu mi-a dat darul de a fi curios și a afla și alte lucruri decât permiteau acea societate comunistă. Și am mai avut un dar de la Dumnezeu, un tată care era profesor de istorie și care a știut să mă facă să înțeleg ce se întâmplă, cum pot să descifrez societatea. Și imediat după Revoluție am devenit liberal. Nici nu visam să mă adresez unei săli cu sute de oameni. Ne număram pe degete cei care făceam politică liberală. Și încet, încet, pas cu pas, avan la letră, așa, am ajuns aici. Am ajuns aici să văd o sală plină, să văd fruntași liberali. Prea puțini sunt aici decât are partidul. Dar e campanie și ceilalți sunt la lucru în campanie, de aia nu sunt toți, că altfel ocupam jumătate din sală numai cu liberalii de frunte. Și am venit, și acum 4 ani, să o susțin pe Elena, care credem că nu reprezintă numai generația ei, reprezintă toate generațiile și este șansa pentru toate generațiile care sunt în onești. Pentru că oneștul, din nefericire, nu mai este așa tânăr. La începuturile lui, și o să aflați cât de adânci totul sunt începuturile lui, de fapt sunt odată cu mine. În 1956 s-a creat prima capacitate industrială, o să vă spună domnul director Horea Chelaru. Spuneam că Oneștiul a îmbătrânit. A îmbătrânit, s-a depopulat. Să știți că mai suntem jumătate din cei care am fost în 1992. În 1992 eram 58.810, acum mai suntem 28.900 de locuitori. Și ne-au plecat copii, ne-au plecat frați, ne-au plecat prieteni, pentru că numai în ultimii 4 ani au plecat câteva mii, pentru că n-au votat-o pe Elena, care avea ca slogan electoral atunci: construim Oneștiul în care să rămâi. Dacă o votam pe Elena, mai rămâneau cei care au plecat din 2020 până acum. E o șansă care nu știu când ne vom mai întâlni de a opri declinul orașului. Pentru că orașul este în declin, să știți. Noi cei care făceam o producție industrială înainte de 89, de 50 până la 60% din cea a județului, acum, cifra de afacere a Oneștiului este de 6 ori mai mică decât a Bacăului, ca municipiu, și de 10 ori mai mică decât a județului. Oneștiul a fost clădit, a fost construit pentru a face bunuri, a genera plus valoare. Nu mai avem această calitate la nivelul, la potențialul pe care îl avem. Și să știți că și liberalismul poate să aducă, să refacă o platformă industrială unică, așa cum a fost Oneștiul. Și aici va fi meritul Elenei, sarcina Elenei și a echipei care o susțin. Încă o dată, mulțumim și eu tuturor care ați venit. Vă invit să mergeți acasă, să mergeți printre prieteni, în familie, și să spuneți că Oneștiul are o șansă prin Elena, candidata PNL. Mulțumim! Mulțumim domnului Cezar Olteanu. Având calitatea asta de anfitrion și pentru că mi-a ridicat mingea la filon, noi am avut o dispută legată de generații, am să încerc să vă explic. Nu faptul că generația noastră își dorește să cucerească orașul, își dorește un dialog cu generația părinților și bunicilor noștri. Oneștiul este într-un punct de cotitură. Poate alege un drum lejer, care înseamnă o lumină stinsă în 2 decenii, sau poate alege să fie vibrant, tânăr și frumos, asemenea nouă. Părinții și bunicii noștri trebuie să ne încredințeze cheile orașului. De asta ne-au crescut, ne-au trimis la școli și ne-au instruit. Bun. Mă scuzați pentru intervenție.
Aș vrea să-l rog pe următorul speaker al nostru, domnul deputat Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău. Senator al PNL Bacău, să se alăture pe scenă. Și cu rugămintea din partea organizatorilor să păstrăm discursul într-o proporție de 3 minute. Mulțumesc mult. Dacă reușesc să fiu deputat și senator în același timp, înseamnă că am spart o barieră constituțională și orice se poate. Da, mă rog, trăim în România, țara tuturor posibilităților și asta mă bucură. Bună dimineața tuturor doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Mă bucur că sunt din nou la Onești. Mă bucur că sunt la un eveniment frumos. Sper ca la finalul acțiunii care formal începe astăzi, PNL-ul să dea primarul Oneștiului. Probabil că toți suntem aici din acest motiv și eu cred că depinde de fiecare dintre noi dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. O campanie electorală este un concurs, este o competiție în care pentru a câștiga trebuie să fii bun tu și trebuie să ai echipă. Faptul că Elena e bună e un lucru indiscutabil, o demonstrează în viața de zi cu zi, unde este un avocat respectat, unde este un avocat care obține performanță. Faptul că noi suntem o echipă e un lucru cert, dar alegerile din Onești vor demonstra dacă suntem suficient de buni ca să obținem rezultatul pe care ni-l dorim. Eu cred că contextul este un context care ne ajută, pentru că suntem într-o situație, și aici o să-mi permit să fiu mai liber și să încalc regulile comunicării formale, o să încerc să vorbesc mai puțin de cât de bun suntem sau cât de bun este Elena și o să vorbesc mai mult de oportunitățile pe care le avem și cum văd eu că am putea câștiga aceste alegeri. E un moment în care avem o șansă, pentru că se știe foarte bine și avem în sală o grămadă de primari, care știu că la orice alegeri, primarul în funcție, are prima șansă. Are prima șansă pentru că a avut 4 ani la dispoziție, pentru că a făcut niște lucruri, datorită faptului că a un aparat la dispoziție și datorită faptului că e o mentalitate românească, ca în general, să votăm cu cel care este în funcție. La Onești, astăzi este o situație interesantă, o situație în care primarul nu mai poate candida, și în care primarul a scos din joben un cetățean și a spus, fraților, votați-l pe ăsta că garantez eu. Eu nu vreau să fac apreciere asupra fostului primar, care e un om de afaceri, care a făcut lucruri. Însă stau și mi-amintesc că acum vreo 8 ani de zile a mai scos din joben un om pe care l-a impus ca primar al Oneștiului și peste 4 ani de zile a candidat împotriva lui spunând că nu e bun. Și atunci se pune problema... Și atunci se pune problema la modul următor. Dacă acum 8 ani de zile primarul a scos din joben, l-a scos pe Gnatiuc și a spus votați-l pe Gnatiuc, ca peste 4 ani să intre în competiție împotriva lui, să spună nu e bun, votați-mă pe mine, ce garanție am eu în momentul de față că ăsta pe care îl scoate din joben astăzi va fi mai bun ca Gnatiuc? Pot avea vreo garanție? Trebuie să-l cred pe cuvânt? Sau trebuie să le spun oneștenilor, oameni buni, gândiți cu creierul vostru, și aveți de ales între cineva a cărui calitate este că e recomandat de cineva, credeți-mă pe cuvânt, sau aveți de ales pe Elena, care totuși de un număr de ani se bate cu ceea ce însemna oficialitatea administrativă din Onești, care a venit cu soluții și care a demonstrat în viața privată că poate face niște lucruri. Practic, asta este miza alegerilor de aici. Îl votăm pe cetățeanul, numele contează mai puțin, care e propus de fostul primar, sau votăm un om care el în sine, prin ceea ce reprezintă, este o personalitate. Nu știu cum va arăta votul, dar cred că în ipoteza în care fiecare dintre dumneavoastră veți încerca să vorbiți cu vecinii, cu colegii, cu cei care stați de vorbă, să le spuneți că, în general, în politică și în viață, alegerile nu se fac pe recomandări, ci se fac pe demonstrații și faceți, îi puneți în oglindă pe amândoi și vă uitați, îi puneți în față și vă uitați, comparați pe nenea ăla și pe Elena, cred că alegerea e foarte simplu de făcut. Eu așa cred. Pe de altă parte, în momentul în care am spus că politica e un sport de echipă,
Nu am niciun dubiu că depinde foarte mult de fiecare din cei aflați în această sală numărul de voturi pe care o să le ia Elena. Fiecare vot este foarte important. Iar celor care ar putea să vă spună vreodată îl votăm pe... Cum îl cheamă? Jilcu. Îl votăm pe Jilcu... Mai știam un Jilcu care era primar pe undeva pe lângă Bacău, într-o altă localitate și... Îl votăm pe Jilcu când îl recomandă fostul primar, îl întrebați așa, sau întrebați așa, te-ai însurat cu o femeie că ți-o recomandă primarul? Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, cred că Elena merită votul vostru și participarea voastră și m-aș bucura ca pe 10, pe 9 noaptea, pe 10 dimineața, Oneștiu și biroul electoral de aici să consemneze victoria Elenei. Succes tuturor! Vă mulțumim frumos, domnule senator! Și aș dori să o invităm pe doamna deputat Cătălina Ciofu. Mulțumesc, stimați lideri liberali, stimați invitați cetățenii orașului Onești. Sunt bucuroasă să mă aflu printre voi azi, sunt bucuroasă să pot să-mi exprim mândria de a fi alături de o doamnă care îndrăznește să candideze la primăria orașului Onești, municipiu. Mă bucur să văd femei care îndrăznesc să devină lider pentru... Elena, este ușor să îmi exprim încrederea pentru că a crescut prin muncă proprie și și-a dovedit succesul pe plan profesional prin ambiție și tenacitate. Aveți nevoie de un lider ca ea pentru Onești, aveți nevoie de o administrație liberală pentru a beneficia de toată experiența și implicarea pe care o dau dovadă liberalii. După cum ați văzut poate și în orașele vecine din județ. Este o mândrie și foarte ușor să vorbești despre lideri liberali, însă doar ei știu cât au muncit și cât stres și cât presiune au avut de trecut și peste câte obstacole. Oamenii care se văd că fac lucrurile destul de ușor, de la distanță, muncesc zi de zi și sunt oameni care pun fiecare energie pentru a-și ajunge la succes și pentru a duce un plus valoare în comunitățile pe care le reprezintă. Vă încurajez să o sprijiniți și să vă doriți mai mult pentru Onești, să vedeți în ea un lider pe care vi-l doriți, pentru că merită și sigur... Eu am încredere că vă face totul pentru a vă îndeplini așteptările. Mult succes și aveți tot sprijinul meu. Mulțumim, doamna deputat. Mult succes în bătălii electorale viitoare. Și dacă tot am vorbit de bătălii electorale, aș vrea să-l menționez pe domnul primar al Comunei Urechești, Gheorghe Talabă. Ne scuzați. Bine ați venit! Aș dori să-l invit în scenă pe domnul Bogdan Romandaș, profesor de istorie la Colegiul Dimitrie Cantemir și un membru al echipei Elenei, al echipei noastre. Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Sunt onorat de asemenea să fac parte din familia celui mai vechi partid politic din România, Partidul Național Liberal, înființat în 1875. Astăzi sunt alături de dumneavoastră și în mod particular alături de Elena. Nu este ușor ca o femeie să candideze și să intre într-o luptă electorală dominată de bărbați. Are șanse? Eu cred că da. Istoria ne învață că rolul femeilor este determinant.
Așa cum spunea și Indira Gandhi în 1974, vorbind despre responsabilitatea specială a femeilor în societate. Un vechi proverb sanscrit spune: femeia este casa și casa este baza societății. Așa cum ne construim casele, la fel ne construim și țara, dar și orașul. Dacă această casă este neadecvată, nu are o atmosferă prietenoasă, atunci țara, orașul, nu se poate dezvolta, indiferent de direcție. Din acest motiv, rolul femeilor este aproape mai important decât rolul bărbaților în societate. Una dintre cele mai mari responsabilități ale femeilor este să știe cum să îmbine ceea ce a fost valoros și bun în tradițiile noastre cu ceea ce este bun și valoros în societatea actuală modernă. Am încredere că Elena este omul potrivit, la locul potrivit, în casa potrivită, la Onești. Suntem alături de tine, Elena, și mergi direct la țintă, la primărie. Succes! Mulțumim mult, Bogdan! Aș dori să-l invit pe scenă, pe următorul speaker, domnul Dumitru Mihai, reprezentant al societății comerciale King Complexe sau Onești. Bună ziua tuturor! Am ales astăzi, tot am stat și m-am gândit despre ce să vorbesc. Să vorbesc despre platformă, să vorbesc despre mine, să vorbesc despre echipa PNL și am ales să vorbesc despre echipa PNL. Echipa care, din punctul meu de vedere, începe un nou drum în această campanie, astfel încât să putem să reușim ceea ce am încercat și acum 4 ani, și anume să câștigăm primăria acestui oraș. În centrul acestei campanii nu stau doar politicile și promisiunile noastre, ci calitatea oamenilor și a echipei care ne susțin. De ce este acest lucru atât de important? Pentru că într-o lume în care încrederea în politică și în politicieni a scăzut adesea, este esențial să demonstrăm că avem la bază un grup de oameni integri, competenți și dedicați. Echipa noastră este formată din profesioniști, care împărtășesc aceeași viziune liberară pentru o societate mai deschisă, mai echitabilă și mai prosperă. Acești oameni nu sunt doar politicieni, ci sunt lideri, antreprenori și profesioniști, cu o experiență vastă în diferite domenii. Ei sunt cei care vor lucra neobosit pentru a transforma ideile noastre în acțiuni concrete, care să aducă beneficii tuturor cetățenilor. Împreună suntem determinați să construim un oraș mai echitabil, mai durabil și mai frumos. În această campanie vă cerem să vă alăturați misiunii noastre de a construi un viitor mai bun pentru toți. Vă invităm să faceți parte din echipa noastră, să contribuiți cu idei, să ne criticați când este necesar și să ne susțineți în eforturile noastre de a face o schimbare reală. Și la final aș vrea să am găsit o chestie interesantă pe care aș vrea să o spun și cred că pentru fiecare ar avea o altă interpretare, și anume: nu întrebați ce poate face țara pentru voi, întrebați ce puteți face voi pentru țară. Mulțumim frumos, mulțumim și societății la care activați, pentru că virează o sumă consistentă către bugetul local, an de an. Aș vrea să-l invit ca speaker pe domnul Gheorghe Baciu, primarul localității Slănic, Moldova, și președinte al Asociației Stațiunilor Balneoclimaterice din România. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Elena, ce pot spune despre Elena decât că n-am mai întâlnit o femeie așa de dinamică, de hotărâtă, de activă, de implicată și o colegă extraordinară. Dacă îmi permiteți, am să încep cu un banc. Pentru că ieri am fost rugat la Târgu Ocna să spun un banc și are legătură cu ceea ce discutăm astăzi. Într-o comună, un cetățean avea un taur. Toată lumea se ducea cu vaca la taur, mulțumiți de serviciu, dar nemulțumiți de preț. Din taurul ăsta se îmbogățise cetățeanul respectiv. Proprietarii de fermieri spun: mă, hai să cumpărăm noi taurul și să-l șeruim noi, că jumătate de vițel noi dăm pe taurul ăsta. La care unul mai fășnesc spune: mă, dar hai să facem o plângere la primar.
Că asta e o treabă de comunitate, să o rezolve primarul. Să trezește primarul cu așa mulți cetățeni nemulțumiți, un primar cu inițiativă, spune, băi, hai să cumpărăm taurul la primărie și oferim noi serviciul ăsta, îl oferim și gratis, știți că primarii au simțul impactului electoral al acțiunilor, știți? Hotărâre de Consiliul Local, cumpără taurul la primărie, amenajează un perimetru frumos, un graj de acolo, aduce taurul, instalează, vine prima clientă la taur. Taurul nici nu bagă în seamă. Ce, băi, aduceți cele mai de rasă, vaci, zice primarul, să îi treacă emoțiile, aduc ăștia cele mai de rasă, nimic, taurul nimic. Primarul sună pe fostul proprietar. Băi, vin o repede că avem o mare problemă. Vin la primar, ce s-a întâmplat? Băi, ce ai făcut tu taurul ăsta, ce naiba ai făcut? Că ți-am dat și o căruță de bani, mă fac de râs față de oameni, leneș, du-te repede și rezolv problema că ai încurcat-o cu mine. Uite, nu face treabă. Să duce ăsta nervos la taur. Măi, leneșule, măi, nesimțitule, de ce nu faci treabă, mă? La care taurul intră în vorbă cu el, spune. Te rog frumos să nu mă deranjez, pentru că acum sunt funcționar public. Am început cu acest banc pentru că este inspirat din viața din administrație. Gândiți-vă că la administrația din Onești, pentru că n-au fost schimbări, s-au înfipt așa în niște scaune, niște funcționari publici care nu sunt în slujba comunității cum ar trebui, nu-și dezvoltă abilitățile, profesionalismul și competențele ca să întoarcă în comunitate măcar pentru salariul pe care îl primesc ceva, ci stau acolo oblăduiți de conducerile care vin, schimbă puțin culoarea și pleacă ai noștri, vin ai noștri. Este foarte grav că în localități nu se schimbă, nu există o alternanță. Și eu cred că la Onești este momentul acum să conștientizăm și să transmiteți celor cu care vă întâlniți că este un moment pe care dumneavoastră trebuie să-l fructificați. A doua parte a discursului meu este legat de liberalism. Un profesor de sociologie nu a picat niciodată un student pentru că încerca să-l ajute, să promoveze, dar odată a picat toată clasa. De ce s-a întâmplat acest lucru? La testarea despre ce o rânduire este mai bună de aplicat în societate ca să existe progres, majoritatea au răspuns că este o rânduire socialistă. Cea mai bună, pentru că toată lumea are la fel și toată lumea trebuie să trăiască. Respectiv, profesorul asta s-a gândit. La prima testare a adunat toate notele pe care le-au obținut toți elevii și le-a împărțit în mod egal. Și toată clasa a luat nota 8. Cei care nu au învățat erau mulțumiți, au primit notă mare, cei care erau de 10, nemulțumiți. A doua testare, media a fost 6, pentru că toată lumea s-a complăcut, nu mai învăț. Că și așa media e egală, cel care nu învăța aproape deloc n-a mai învățat deloc, la a treia testare au picat toți. Care este concluzia acestei povești, acestei întâmplări? Este că liberalismul este cea mai bună modalitate de a orândui o țară, de a cârmui o țară, pentru că dă libertate creației, dă libertate muncitorilor să creeze, să se dezvolte, bineînțeles, și ei personal, dar să dezvolte și să creeze plus valoare. Și din plus valoarea creată de ei, vom ajuta și oamenii care nu au posibilitatea să creeze plus valoare. Mie mi se pare că este foarte important, în special pentru tinerii de astăzi, care sunt în număr atât de mare aici, să înțelegem că nu putem să dăm dacă nu avem de unde, respectiv și în comunitatea din Onești. Dacă se încurajează investițiile, dacă se încurajează crearea de plus valoare, dar
dacă se diminuează, din experiența mea vă spun, se diminuează cheltuielile. Un singur exemplu, nu vreau să promovez Slănicu astăzi, pentru că trebuie să o promovăm pe Elena. Când eu am ajuns primar, în primărie erau 55 de angajați. Astăzi sunt 32. La salubritate lucrau 33 de oameni, astăzi lucrează 17. La apă lucrau 26, astăzi lucrează 13. Și vă spun că este încă loc de reducere, dacă tehnologizăm, bineînțeles, sunt anumite zone care nu pot funcționa altfel. Da, închei doar cu un citat, tot din Gandhi. Toți ne dorim să trăim într-o societate mai bună, dar puțin vrem să contribuim la asta. Îmi doresc să vă încurajez să contribuiți la asta. Trebuia să-mi încep discursul prin a saluta pe domnul președinte și toată echipa de parlamentari, de primari. Îmi cer scuze cu gândul la banc, era așa de interesant, am trecut peste asta. Da, suntem o echipă frumoasă și merităm doar să vă gândiți ce echipă are Partidul Național Liberal în județul Bacău. Și o să vedeți că și la Consiliul Județean merită să îl susținem pe domnul președinte Mircea Fechet. Și în felul acesta ne gândim așa la Valea Trotoșului. Să facem o administrație liberală. Eu vă doresc multă sănătate, succes întregii echipe, Elena. Este foarte important fiecare membru din echipa asta și vă doresc ca pe 9, pe 10 deja ianuarie să... iunie, mă scuzați. Pe 10 iunie cu toții să fim învingători și să ne unim să facem o Vale a Trotoșului așa cum ne dorim cu toții. Nu o vale a plângerii, ci o vale a dezvoltării, a industriei și a progresului. Sănătate și numai bine! Îi mulțumim domnului primar pentru discursul spiritual și motivator. Aș dori să-l invit pe scenă alături de noi pe domnul primar al Moineștiului, campionul al absorbției fondurilor europene, domnul Valentin Vieru. Domnule președinte, stimați parlamentari, dragi colegi primari, doamnelor, domnilor, dragă Elena, sunt bucuros să fiu astăzi aici la Onești, al doilea municipiu al județului Bacău, într-o sală plină de liberali, să mă alătur echipei liberale, cu un număr de 26 de primari la acest moment și sunt onorat că mi s-a atribuit acest titlu de campion al fondurilor europene. Este o realitate pentru că municipiul Moinești este pe primul loc în județul Bacău la proiecte cu finanțare europeană finalizate. Cred că ați auzit de performanțele Spitalului Municipal de Urgență Moinești, cred că ați auzit de toate școlile care au fost modernizate din municipiul Moinești. Cred că ați auzit de primul proiect finalizat în ADR Nord-Est pe mobilitate urbană și ca să vă fac o diferență, o comparație, municipiul București la această oră are 45 de kilometri de pistă de bicicletă, iar Moinești 8,5 și standuri de biciclete smart, ceea ce nu se regăsește astăzi în toată Moldova. Dar să mă întorc la echipa liberală și să vă spun că nu numai Moinești au atras fonduri europene, ci toți primarii liberali. Suntem 26 de primari din 93 și la un loc am atras mai multe fonduri europene decât toate celelalte localități la un loc. Și aici pot spune că din diferența aceasta fac parte cele mai mari municipii, Bacău și Oneștiu, și n-a ajuns la performanța să întreacă 26 de primari la un loc, tot cu celelalte localități. Acest lucru demonstrează că se muncește în echipă la acest partid și eu spun că atunci când am mers în campanie electorală am ținut cont de sigla partidului, de a enunța tot timpul Partidul Național Liberal pentru a atrage cât mai multe voturi, nu numai pentru primar, pentru că primarul, dacă e singur, nu poate realiza lucruri și atunci are nevoie de o echipă atât în Consiliul Local cât și la Consiliul Județean. Este foarte important că atunci când mergeți în campanie să promovați primarul
prin ceea ce își dorește să realizeze, așa cum este un primar care merge la primul mandat, dar să menționați și echipa din jurul lui, că sunt oameni de seamă, oameni de calitate care au făcut ceva în viața lor, să aibă pe viitor o majoritate în Consiliul Local, să putem avea o majoritate în Consiliul Județean, să avem un președinte la Consiliul Județean, să ne primim și noi acele drepturi de care au nevoie cetățenii pe care îi reprezentăm noi, primarii liberali. Eu vă îndemn să votați Partidul Național Liberal, să enunțați tot timpul votați săgeata, pentru a rămâne în imagine și în capul alegătorului că atunci când merge la vot, trebuie votată Elena. Elena este omul de bază al Oneștiului și va scoate Oneștiul din ceea ce nu a făcut până acum și va face pe viitor. Eu vă urez succes, ție Elena, echipei de consilieri și nu uitați, votați Partidul Național Liberal. Mulțumim domnului primar, felicitări încă o dată. Să știți că noi suntem o generație competitivă și am perceput discursul noastră ca pe o provocare. Vă invităm peste 4 ani să vedeți noua față a Oneștiului, să vedeți muzeele de artă murală oneștene, să vedeți hub-urile culturale pe care le vom face, fabricile de cultură. Avem și noi planuri. Vă mulțumim pentru că ne-ați ridicat mânușa. Aș dori să o invit pe scenă pe doamna Tudorița Lungu. Tudorița Lungu, secretar de stat. Streptele către succes, domn. Bine ați venit. Am găsit generația milenială. Îmi sunteți foarte dragi pentru că și copiii mei sunt născuți în această generație, dar mă topesc după acela care reușește să aducă la aceeași masă și să mențină la aceeași masă toți reprezentanții din toate generațiile, fie ea generația mută, X, Y, de ce, și nu și generația Z. Am zis că mă topesc după acea persoană. Și da, Elena, tu ești acea persoană care poate face lucrul acesta. Poate să aducă la aceeași masă, să mențină la aceeași masă toate generațiile Oneștiului. Sunt astăzi la Onești pentru a te susține pe tine, Elena, și pentru a susține pe unul dintre cei mai dragi membri ai Partidului Național, Mircea Fechet, candidat la Consiliul Județean. Domnule președinte, Elena, președinte al Oneștiului, sunteți amândoi două persoane în care eu am crezut foarte, foarte mult. Am crezut și cred încă, pentru că, da, va veni timpul. Și cred că e timpul vostru pentru că aveți și experiența, nu mai sunteți nici voi foarte mici, și forța, și inteligența, și bunătatea de a aduce în Onești și în județul Bacău prosperitate, calm, respect și... Eu cred că puteți să faceți totul pentru Onești și pentru județul Bacău. Vă doresc succes. Primarilor performanți, dragi foarte tare sufletului meu, toți membrii ai Partidului Național Liberal, vă doresc succes și știu sigur că vom sărbători pe 9 seara. Succes tuturor! Aș dori, continuăm tot cu o distinsă doamnă liberală, aș dori să o invit pe scenă pe doamna Adriana Inache, primar al Comunei Mănăstirea Cașin și o susținătoare ferventă a echipei liberale oneștene. Bine ați venit! Bună ziua! De fapt, la Onești sunt acasă. Acasă sunt la Mănăstirea Cașin și pot să vă spun că acolo m-am născut. Dar în 1990 am venit în orașul Onești, am lucrat în orașul Onești și în 2020 m-am hotărât să fac ceva pentru locurile mele natale. Așa că astăzi sunt din nou acasă. Vă spun asta că în perioada 1990,
Și 2020, m-am uitat neputincioasă cum partidul PSD a distrus orașul Onești. Asta trebuie să vedem. Cei care sunteți aici în sală trebuie să știți asta. Mulți dintre dumneavoastră ați lucrat pe platformele industriale, care astăzi sunt praf. Da? Despre asta trebuie să ne aducem aminte. Cine a distrus orașul Onești? Da? Cum arată județul Bacău? Haideți să ne ducem în alte județe, conduse de Partidul Național Liberal. Și nu spun asta că Partidul Național Liberal are oameni mai buni, oameni care trăiesc pentru oameni. În județul Bacău ne chinuim de 30 de ani și cei care suntem astăzi la PNL putem să spunem câtă urgie se abate asupra acelor peneliști, care nu sunt în partea aceea pesedistă. Eu, ca femeie, sunt singura femeie primar PNL în județul Bacău și mai sunt încă două femei primar la PSD. Eu, într-adevăr, pot să spun că n-a fost ușor. Este foarte greu să fii în politică și ca femeie. Pentru că trăiesc de 3 ani o adevărată tragedie ca om, pentru că își permit cei de la PSD și nici nu se uită măcar că e vorba de o femeie. Am fost numită zilele acestea de către prefectul județului Bacău, Stalin în fustă. Semăn cu Stalin? De ce sunt Stalin în fustă? Că m-am întors acasă în Mănăstirea Cașin și am dat drumul la o grămadă de proiecte. Pentru că după 30 de ani de PSD, în Mănăstirea Cașin nu exista apă, nu exista canalizare, nu exista gaze, la 15 km de Onești. Și am considerat că pot să fac ceva pentru comuna mea. De-aia m-am dus acasă. Da, am deranjat pe la Consiliul Județean când mă duceam să-mi cer drepturile. Erau drepturile sătenilor noștri. Nu ceream nimic pentru mine ca persoană, ceream pentru comuna Mănăstirea Cașin, o comună cu 5.000 de oameni care merită un loc în acest județ. Și dumneavoastră aproape de comuna Mănăstirea Cașin sunt convinsă că vă duceți la iarbă verde în zona comunei mele și vedeți cât este de frumoasă. Deci am deranjat și la Consiliul Județean, am deranjat la prefectură, am deranjat peste tot. Dar noi, femeile, suntem puternice. Noi trebuie să facem ordine. Susțin pe Elena Pașcu. Și mai susțin pe domnul Mircea Fechet, care trebuie să facem ceva la Consiliul Județean. Nu mai putem lăsa PSD-ul la putere. Și când spun asta, de ce spun asta? Am primit într-un an, pentru a rezolva problema drumurilor neasfaltate la Mănăstirea Cașin, 200 de lei, auziți bine, da? Este bătaie de joc. Deci trebuie acolo oameni care trebuie să știe ce să facă pentru fiecare comunitate. Nu contează că e liberal sau PSD. Noi trebuie să ne dezvoltăm ca și județ. Pentru că nu putem rămâne în urmă doar pentru faptul că la conducerea unei comunități se află un primar liberal sau altă culoare politică, nu are importanță. Ei de la județ trebuie să facă ceva pentru județul ăsta, să fie dezvoltat. Așa că avem nevoie de domnul Mircea Fechet pentru dezvoltarea județului. Mulțumim, doamna primar! Apreciem patosul dumneavoastră și ca bărbat, ca cetățean al Oneștiului și al Bacăului, aș dori să-mi cer scuze pentru că întâmpinați și vă confruntați cu misoginism și cu machism în societatea noastră. Continuăm cu o altă distinsă doamnă liberală, doamna Carmen Petec, director al școlii gimnaziale numărul 1 și parte a echipei Elenei, a echipei noastre. Bună ziua tuturor! Așa cum m-a prezentat gazda noastră, sunt
cadru didactic și director al unei instituții de prestigiu din orașul Onești. Așa că voi vorbi despre ceea ce cunosc prin intermediul acestor două roluri. Educația, cultura, cercetarea sunt ingredientele principale ale dezvoltării umane. O vorbă înțeleaptă spune că noi nu moștenim pământul de la strămoși, ci îl împrumutăm de la copiii noștri. Și oricât de respectuoși am fi față de trecut, tot ce facem astăzi, facem pentru viitor. Strămoșii nu ne mai pot judeca. Copiii, da. An de an crește numărul copiilor care sunt lăsați în grija bunicilor, a rudelor, sau au aproape de ei un singur părinte. Sunt copiii în ochii cărora se citește permanent dorul. Sunt copiii care nu se adaptează și care se revoltă sub diverse forme pentru că suferă. Sunt copiii cărora nu li se respectă un drept fundamental, dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijiți de aceștia. Pentru că da, acești copii își cunosc părinții doar din ce povestesc bunicii despre ei sau părintele rămas acasă, pachetele primite ocazional sau puținele zile de vacanță petrecute împreună nu pot înlocui niciodată autoritatea maternă, autoritatea paternă, atât de necesare în dezvoltarea normală a oricărui copil. Și durerea nu se oprește aici. Avem bunicii care își alină sufletul cu nepoții pe care îi au în grijă, dar în a căror privire există permanent o căutare. Își caută copilul plecat departe pentru a-și face un rost în viață. Avem mamele singure care au preluat și rolul tatălui, plecat să le asigure lor, celor de acasă, un trai mai bun. Atât bunicii, cât și mamele sunt deseori copleșiți de cerințele actuale ale societății, ale școlii, iar asta se reflectă în rezultatele copiilor la învățătură, în atitudinea lor față de colegi, de școală. Copiii, părinții, bunicii, mamele singure, aceeași durere, același dor, aceeași speranță că într-o zi vor fi împreună. Elena. Această mânuță de om. Elena, omul de calitate, blândă, bună, empatică. Este mamă, este fiică și este onorocoasă pentru că are copilul și părinții alături, însă nu toți ne putem bucura de prezența copiilor noștri pe cât de mult ne dorim, pentru că sunt departe, în orașe care le oferă oportunități și șansa de a câștiga decent după mulți ani de studii. Ea știe acest lucru, cunoaște dorul părinților, tristețea copiilor, cunoaște realitatea vieții din orașul nostru. Și pentru că eu cred cu tărie că Elena este omul care transformă imposibilul în posibil, m-am alăturat echipei ei, iar prin proiectul pentru oraș, cu care ne va surprinde evident plăcut în campanie, sunt convinsă că Elena va șterge tristețea din ochii copiilor și căutarea din ochii părinților. Va aduce acasă părinții, copiii. Cred cu tărie că alături de Elena și cu Elena primar, orașul nostru va deveni un oraș al copiilor cu părinți acasă și al părinților cu copii alături. Succes, Elena!
Vă mulțumim, doamna director, aveți dreptate. E emoționant discursul noastră și foarte autentic, foarte real. În continuare, aș dori să facem un exercițiu de imaginație. O călătorie prin timpul și spațiul oneștean și să proiectăm trecutul, prezentul și viitorul într-o singură imagine. Vi se pare dificil? Pentru a face această experiență cât mai reală, îi invit pe scenă pe cei trei protagoniști ai acestui moment. Domnii Horia Chelaru, George Bucur și Victor Plutașu. Până ajung dânsii pe scenă, aș vrea să vă spun și câteva cuvinte despre acești distinși invitați. Domnul Horia Chelaru este fost inginer la Chim Complex și un adevărat senior al Oneștiului. La vârsta de... La vârsta de 88 de ani, împliniți pe 2 aprilie. La vârsta de 88 de ani, acest distins domn debordează de energie și își menține mintea limpede și agiră. Vă rog să-l aplaudați încă o dată. Vreau să vi-l prezint și pe George Bucur. George Bucur este un membru al generației noastre. Este un tip foarte echilibrat și bine ancorat în realitate. Mai mult decât atât, George este un manager de top într-un domeniu foarte competitiv. Credeți-mă că știu despre ce este vorba. George este prieten și susținător al Elenei și mă bucur și mă mândresc că este și prietenul meu. Și aș vrea să prezint și viitorul. Victor Plutașu, un tânăr prodigios, olimpic național la istorie, președinte al Clubului Elevilor Liberali Băcăuani și un reprezentant de excepție al tinerei generații. Vă rog aplauze și pentru el. Domnilor, în ordinea înțelepciunii, vă rog să luați cuvântul. Domnul Chelaru. Bună ziua, dragi liberali. Aveți în față un neafiliat politic. Dar faptul că sunt invitat aici să țin două vorbe, trei minute, mă face să mă pun pe gânduri. Aveți niște culori interesante. Aveți niște culori interesante aici, dar fiți atenți să respectă legile mișcării atmosferei. Frigul din scenă încearcă să mute baloanele astea în față. Bine că sunt legate. Ce se întâmplă? Aș vrea să pun o întrebare. Pe 2 aprilie am împlinit 88 de ani. E cineva în sală care are mai mult de 88 de ani? Avem microfon. Mă scuzați, da. E, atunci înseamnă puteți să mă considerați decanul de vârstă acestei adunări. Sunt născut la Dornești, județul Suceava. Dar tata a fost implicat de mișcare. Sunt născut în gara Dornești, pentru că implicatul de mișcare avea apartamentul sau camerele două, le avea în gară chiar. Dar am fost și Băcăuan în două locuri, la Podoleni și la Moinești. Tata la Podoleni și la Moinești a fost șef de gară. Sunt pui de ceferist. Hai rapid, bine. Așa. Sunt un mare norocos. Americanii au încercat pe 16 aprilie 1944 să mă omoare. N-au reușit. Eram în refugiu cu bunicul, bunica, mama și fratele mai mare într-un bou vagon și plecam de la Podoleni la Simeria. Și eram în triaj la gara Brașov. Era zi de Paște. Și ne-au bombăcit americanii, a fost primul bombardament american. Înainte fusese pe 4 aprilie 1 la București. Așa. Am scăpat. Culmea, eram cu toți târâți pe sub vagoane și la un moment dat bunica zice, hai să plecăm de aici. Și ne-am dus două linii mai departe și unde am stat noi a căzut și o bombă.
Aveam deja 8 ani. Mama, uitându-se pe sus și văzând formațiile de avioane zburând, zice, băi, nu vă uitați în sus că ne vede, de parcă avea vreo importanță treaba asta. Aveam deja 8 ani și eram în clasa a doua. Vă dați seama ce vârstă am? La Moinești am făcut numai clasa a treia primară, că pe urmă, ce feriți fiind, tata ne-am dus cam prin toată țara. Cel mai mult am stat la Iași, 5 ani. După care, pe scurt, am mai lucrat încă un număr de ani, așa, încât după 22 de ani a venit cu o valizuță aici la Onești, da? Și m-am angajat ca inginer electromecanic la Combinatul Chimic Borzești. Și n-am mai plecat. Lucrez încă la singurul supraviețuitor în principiu de pe platformă, Chim Complex Borzești, și cu alte cuvinte, de 3 ori pe atât cât m-am pregătit de la naștere până să devin inginer, am lucrat și încă mai lucrez dacă mai vrea cineva să mă țină. Da. Vreau să vă spun că un exercițiu bun, pentru că este necesar să ținem neuronii cu toate legăturile sau cât mai multe legături cu plate. Aș fi vrut să vă spun și o poezie, dar nu vă spun pentru că depășesc... Pot să spun? Cu derogarea dumneavoastră, o să vă spun o chestiune. Ce se întâmplă? Părintele Pașcu a fost la automatizări și tehnica măsurătorilor, după care a ales cariera de la tehnică, a trecut la religie. Așa. Și dânsul o să înțeleagă poate cel mai bine poezia mea. Eu, nefiind chimist, ci electromecanic, aici n-am fost decât mâna a doua, da? Aici chimiștii erau la putere. Chimiștii nu pot vedea în proces decât cu ajutorul ameciștilor, că acolo au traductoarele, înregistratoarele și așa mai departe. Și exista totdeauna frecușuri între chimiști și ameciști. Și Chelaru, pe baza experienței sale de 25 de ani în ATM, așa a făcut o poezioară care se cheamă Gâlceava amecistului cu tehnologul. Când ceva mai grav se întâmplă într-o instalație, pe tehnolog îl cuprinde o rece transpirație, fiindcă în clipa următoare poate fi întrebat de un șef ceva mai mare, ce i s-a întâmplat. El atunci intră în alertă, se uită la ceas, face o socoteală certă cât timp i-a rămas până ce, venindu-i schimbul, îi predă problema, să nu-și bate dânsul capul, să văd dilema. Dacă timpul nu-l ajută, vai, ce situație, tot el trebuie să găsească și o explicație sau riscă să-i se spună cu o voce în tremolo. Ce bă, ești căzut din lună? Ce păzești acolo? Și cuprins de teroarea întrebării de mai sus, caută cu înfrigurare de la vest până la apus și apoi decretează iute fără a motiva de ce. Explicația e clară. Defecțiune AMC. Și uite așa, deocamdată, fără a rezolva pricina, o problemă e rezolvată. Cea cu curtea și găina. În încheiere, vreau să văd programul primarului și a președintelui de Consiliul Județean și să decid... Ceea ce urez eu primarului este ca să apuc să-l botez încă o dată, să fie cupidon pentru oneșteni și să facă ca Oneștiul să aibă mai multe ferestre aprinse. Uh,
Vom schimba un pic parcursul, am să-l invit pe tânăr să vorbească, oricum este o imagine anacronică, dar generația asta tânără se grăbește, au foarte multe lucruri de făcut, iar generația noastră, George, obișnuie să aștepte, nu? Da. Te rog. Vă mulțumesc frumos pentru aplauze, mulțumesc doamnei primar Adriana Enache că a încins atmosfera, în primul rând. Eu voi vorbi mai puțin și am pentru început o întrebare. Ce alegem pe 9 iunie? Democrația sau extremismul? Justiția sau corupția? Trecutul sau viitorul? Ziua de 9 iunie simbolizează în istoria românilor un moment foarte important. Lansarea proclamației de la Islaz, în 1848. Proclamația de la Islaz, citită de Ion Heliad de Rădulescu, a reprezentat cristalizarea, dacă stăm să ne gândim, cristalizarea tuturor tendințelor liberale timpurii din țara românească. Eu aș dori, ca cetățean minor încă, să rămână ziua de 9 iunie o zi a liberalismului. Și sper că sunteți de acord cu mine. De asemenea, îmi doresc ca ziua de 9 iunie să însemne pentru onești o revitalizare. Doresc să văd un onești plin de oportunități. Un onești al oportunităților educaționale, în primul rând. Un onești al oportunităților financiare economice. Asta se poate realiza prin multe lucruri. În primul rând, prin sprijinirea inițiativei private, de exemplu, prin construirea unei economii concurențiale sănătoase, neîntinată de corupție patologică. De asemenea, îmi doresc un onești mai tânăr, un onești vital, vivace, care să poată să creeze condiții propice dezvoltării. Și de asemenea, sper că sunteți de acord cu mine și aici. Consider că echipa PNL Onești, pe care o asigur de tot sprijinul generației mele, va putea să îndeplinească aceste obiective mărețe, dar nu imposibile, va putea să le îndeplinească dacă obține votul dumneavoastră. Revoluționarul oltean Tudor Vladimirescu spunea la un moment dat că patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor. În spiritul său, vă îndemn să alegeți libertatea și democrația în ordinea aceasta. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vali a spus că vorbim în ordinea înțelepciunii, deci probabil că e firească situația. Vorbim de paranteză, a zis că generația noastră mai așteaptă. Nu e, nu e o problemă. E dificil să urmez eu după domnul Chelaru și după Victor. Sunt născut și crescut în Onești. Am plecat în 1999 și de fiecare dată când revin găsesc orașul tot mai gol și nu mai seamănă absolut deloc cu ce era atunci când am plecat. Am venit să o susțin pe Elena și chiar am încredere că se poate transforma din nou într-un oraș din care oamenii să nu plece. Folosesc am plecat, dar de fapt mai toți au fugit, cam așa e senzația. Este un fapt foarte trist și chiar am încredere că 9 iunie poate să fie un nou început. Mulțumesc. Le mulțumim din suflet celor trei exponenți ai imaginii anacronice asupra Oneștiului și sper că ne putem baza pe sprijinul lor, pe sprijinul generației părinților și bunicilor noștri care sunt dispuși să-și aleagă copiii și pe sprijinul tinerei generații, care e dispusă să susțină generația părinților lor. În continuare, aș dori să-l invit pe subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Complicat să vorbești după distinși oameni care au fost mai înainte pe scenă.
Voi fi scurt și voi vorbi puțin despre amintirile mele aici, petrecute la Onești. Inspirat oarecum de ultimul interviu dat de Elena la o televiziune cunoscută, în care a demonstrat cât de mult iubește Oneștiul, mi-am adus aminte că eram la liceu, făceam naveta cu trenul să mă întâlnesc cu iubitele mele din Onești. Și ei, am avut pe rând mai multe. Da. Și știți de ce veneam aici? Veneam pentru că părinții mei mi-au spus că Oneștiul era cel mai frumos municipiu și oraș din județul Bacău. Așa este, nu? Era. Și este, pentru cei care sunt oneșteni, jet by jet. Și veneam aici pentru că odată mă întâlneam cu prietenii, pentru că era o oază de ecumenism în acest Onești, în care cultele locale, catolici, ortodoxi și așa mai departe, se întâlneau, discutau, făceau dezbateri. Și dacă tot vorbesc despre acest aspect, aș vrea să salut catolicii cu un Hristos înviat, că probabil sunt, mă bucur, și post binecuvântat în continuare celor ortodoxi. Și spuneam că am petrecut oarecum copilăria din liceu pe aici și am reușit să, sau am tras o concluzie astăzi fiind în fața dumneavoastră, că Oneștiul era frumos, că așa l-am văzut eu atunci. Și ani au trecut și n-am reușit să văd decât următoarele schimbări. O primărie nouă, un pod peste Trotuș, câteva bănci albe, nu prea mai văzut bănci prin alte părți de culoare albă, și două, trei trotuare, care poartă tot o culoare cenușie. Și așa cum a spus și înainte vorbitorul meu, un oraș aproape gol. Să știți că este tristețe pentru cei care sunt aici în Onești. Eu de unde vin și unde îmi trăiesc veacul, în Comănești, de unde mă duc pe la Moinești, pe la Dărmănești, pe la Slănim Moldova, vreau să vă spun că acolo este viață, acolo sunt proiecte, acolo sunt copii fericiți în școli frumoase, sunt terenuri de sport, există cultură, există extraordinar de multe lucruri pentru care te poți bucura. Când vii la Onești, lucrurile stagnează. Și cauza o știm cu toții. Sunt 30 de ani de când oamenii care au trăit în zona, să spunem, mai cenușie, au promovat același lucru și peste anii 89. Și se văd aceste lucruri. Din această cauză, trebuie să dăm curaj, să dăm speranță Elenei. Pentru că Elena a crescut într-o familie binecuvântată, aleasă, și a învățat de mic copil că trebuie în primul rând să-ți iubești orașul în care locuiești. Și spuneam de acel videoclip, acel interviu pe care l-a dat recent, am putut să văd cât de apropiat a fost de oameni doar prin intermediul sticlei. Dar astăzi, faptul că a adus atâta lume aici în această sală, și probabil am mai fi venit mai mulți, dar n-am fi avut loc, demonstrează că are prieteni, are familie, are oameni care o iubesc. Nu rămâne decât să o votăm, ca să ne demonstreze și să ne dea înapoi toată prietenia și curajul pe care îl dăm noi. Succes, Elena, și împreună cu Mircea, de aceeași vârstă aproape amândoi, sper să scoateți județul Bacău și Oneștiul din această brumă cenușie în care se află de peste 30 de ani. Mult succes! Vă mulțumim frumos, domnule subprefect, aveți dreptate, ca o scurtă completare, că ne presează timpul. Eu am crescut cu ideea unui oraș cosmopolit incredibil. Aici s-a născut Nadia, cel mai bogat român provine de aici. Ce se întâmplă cu noi astăzi? Veți vedea peste 4 ani ce se va întâmpla, va renaște acest oraș. Și pentru că vorbim de renaștere, pentru că vorbim de generații noi, pentru că vorbim de primenire și a politicii, aș vrea să-l invit pe scenă pe... Scăpăm o titulatură. Domnul președinte al Partidului Național Liberal, filiala Bacău, domnul ministru al apelor, mediului și pădurilor, domnul Mircea Fechet.
și aș dori să-i urăm mult succes în bătăliile ce vor veni. Și cum am spus mai devreme, nu mărimea umerilor contează, ci aliajul din care sunt făcuți. Bună ziua tuturor! Vă spun și eu, apropo de aliaje și apropo de energia de care avem fiecare nevoie, vă mărturisesc că lucrurile pe care le-am auzit astăzi spuse de la acest microfon, pe mine cel puțin, m-au încărcat profund, mi-au dat o energie deosebită, dar mai mult decât atât mi-au dat încredere, mi-au dat speranță pentru că oamenii pe care i-am ascultat și oamenii pe care îi văd astăzi în această sală confirmă faptul că nu totul este pierdut, confirmă faptul că avem viitor, confirmă faptul că județul Bacău și municipiul Onești încă mai poate fi salvat. Așadar, aș fi vrut să pot să îi dau din minutele mele domnului Chelaru sau și lui Victor puțin timp să vorbească mai mult, pentru că dânsii reprezintă probabil ceea ce eu și generația mea, a celor născuți în anii 80, nu reprezentăm. Dânsii reprezintă noua generație, la fel cum reprezintă generația oamenilor care au construit acest oraș, oamenilor care au construit acest județ și de la care avem atât de multe lucruri de învățat. Apropo de anii 80, despre care s-a tot vorbit și mi-a confirmat Elena că e cu 16 zile născută după 1 iulie, data la care m-am născut eu, deci suntem oarecum de aceeași vârstă și înțelegând că nu vârsta e cel mai important lucru. Și gândindu-mă la toate amintirile copilăriei, eu trăind în municipiul Bacău, s-a spus mai devreme despre cheia de la gât, s-a spus mai devreme despre alte amintiri specifice ale anilor 80. Eu, spre exemplu, îmi amintesc ori de câte ori mă gândesc la comunism și ori de câte ori mă gândesc la copilărie, mă gândesc la cartela de la pâine. Și fac această analogie pentru că am observat că, din păcate, aici în Onești, încă se discută foarte mult despre prețul la pâine, despre pâinea care ar trebui să fie cât mai ieftină și mă întrebam, cum e posibil într-un municipiu care era perla din coroana județului, într-un municipiu unde fuseseră investite miliarde de lei la vremea respectivă, într-un municipiu care a reușit să adune cei mai buni specialiști, cei mai buni ingineri, cei mai buni muncitori din toată România pentru a-i aduce pe platformele industriale din Onești și pentru a asigura dezvoltarea județului Bacău. Din acest motiv, eu cred că dincolo de programul electoral al Elenei și dincolo de programul electoral al meu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, cred că prima misiune pe care o avem este aceea de a le reaminti oneștenilor cine au fost, este aceea de a le reaminti oneștenilor despre lucrurile care s-au întâmplat aici și de a încerca, așa cum am spus mai devreme, să salvăm ceea ce se poate salva. În calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, am vizitat mare parte dintre județele din România. Și aproape fiecare județ are câte un municipiu, la fel ca Oneștiu, unde s-au concentrat investițiile în anii 60, în anii 70, unde s-au adunat cele mai noi tehnologii, și vreau să vă spun că mai ales în Ardeal,
mai ales în județele dezvoltate astăzi, municipiile similare cu Oneștiul au renăscut, au reușit să se reinventeze, au fost bine administrate, au fost conduse de oameni care au înțeles că se poate salva, chiar dacă nu o să producem în continuare ceea ce se producea înainte, oamenii se pot păstra, locurile de muncă se pot reinventa, e nevoie doar să deschizi porțile orașului, să atragi investiții, să atragi capital și să atragi oameni de afaceri. Am întârziat puțin pentru că am așteptat 20 de minute să intru în Onești. La barieră era o coadă extraordinară și am intrat în Onești și așa cum am făcut-o de foarte multe ori în ultimii ani, am constatat că orașul pare părăsit. Dacă te uiți la spațiile comerciale de la intrarea în Onești, dacă te uiți la trotuarele goale, probabil seara, dacă te plimbi prin municipiul Onești, constați că sunt extrem, extrem de puține lumini aprinse în apartamentele din Onești și îmi doresc extrem de mult. Și acesta este motivul pentru care sunt convins că și Elena și acesta este motivul pentru care și eu candidez. Nu ne dorim nimic altceva decât să readucem în sufletul băcăoanilor și în sufletul oneștenilor onoarea de a fi băcăoani, onoarea de a fi oneșteni, pentru că, din păcate, povestea pe care v-am spus-o despre Onești este povestea județului Bacău. Fiecare a plecat unde a văzut cu ochii, a lăsat de multe ori în urmă familia, au rămas copii, au rămas tineri, iar din toate aceste motive, eu cred că există încă speranță, eu cred că împreună cu oameni, nu neapărat ca mine, dar împreună cu oameni pe care i-am văzut astăzi pe scenă, eu cred că acest județ are o șansă și eu cred că încă, dacă nu cumva pierdem și trenul acesta din 2024, putem salva Oneștiul. Spuneam ieri la Târgu Ocna că ne propunem să câștigăm toate orașele. Sunt 5 orașe în județul Bacău, 3 dintre ele sunt deja conduse de primari liberali și spun și astăzi la Onești și o spun gândindu-mă la cum ar fi arătat acest municipiu dacă ar fi fost condus de un primar precum Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, care a atras fonduri europene la Moinești cât jumate de județ la un loc. Și povestea lui este povestea Comăneștiului, este povestea Dărmăneștiului, este povestea de la Slănic, Moldova, este povestea fiecărui primar al Partidului Național Liberal care a înțeles că nu-i suficient să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean, trebuie să mergi să accesezi fonduri europene, trebuie să mergi să accesezi fonduri guvernamentale, trebuie să te bați pentru fiecare proiect și pentru fiecare oportunitate de finanțare. Așadar, fără să lungesc acest discurs, pentru că sunt convins că toată lumea așteaptă cel mai important moment al zilei, spunându-vă că pentru mine va fi onoarea vieții mele de a renunța la funcția de ministru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, la fel cum sunt convins că va fi și pentru Elena să renunțe la o viață de muncă, la o carieră construită cu greu pentru o funcție mai importantă și pentru o onoare și mai mare, respectiv cea de a fi viitorul primar al municipiului Onești. Așadar, Elena, îmi revine
deosebită plăcere să te invit pe scenă. Iau rolul de anfitrion în acest moment. Sunt convins că vei câștiga. Văzându-ți echipa, sunt convins că odată ce vom câștiga, vom ști exact ce avem de făcut în prima zi a acestui mandat. Sunt extrem de optimist și îți promit că împreună vom face Oneștiul și vom face județul Bacău exact așa cum ne-l dorim cu toții. Vă mulțumesc și mult succes! Haideți să o invităm împreună. Și o invităm în următor. Am dori să o invităm pe scenă pe Elena Pașcu, viitorul chipul generației noastre și viitorul primar al municipiului Onești. Să-mi cer scuze pentru că am întârziat nițel cu programul. Poate că nu toți au avut răbdare să aștepte finalizarea acestui frumos moment, important, aș spune eu, pentru comunitate. Dar celor care ați rămas și celor care n-au putut să rămână până la final, vă mulțumesc. Am o mare bucurie. Pentru mine e o mare bucurie să am astăzi în sală colegi de-ai mei din școala generală. Deci sunt oameni pe care nu i-am mai văzut de 25 de ani și care astăzi sunt în această sală alături de mine. Fac echipă împreună cu Valentin Boantă, care mi-a fost coleg de școală generală. George Bucur a fost coleg în timpul liceului. Am rămas prieteni. Îl am pe Nicu Lupu, care mi-a fost coleg de școală generală. Am alături prietenii și familia. Am alături echipa liberală a județului Bacău. Ce poate să însemne mai mult pentru dumneavoastră, cei care sunteți prezenți azi aici, decât faptul că am în spate o echipă extrem de puternică. Și o să încep așa, încercând să fiu scurtă, ca seara am început să-mi scriu discursul, dar știți cum niciodată discursul despre oraș nu poți să-l scrii. Îl simți. Am scris vreo 6 pagini și dimineața m-am apucat și am tăiat, zic, domne, cum să vorbesc eu jumătate de oră oamenilor ălora? Și o să vă punctez așa, pe scurt, o chestiune pe care au punctat-o și antevorbitorii mei. Și care este, de fapt, cea mai mare problemă a acestui oraș. Și o să plec de la un mesaj pe care l-am văzut zilele trecute pe pagina de socializare. O doamnă spunea într-un comentariu că o să trăim într-un oraș poleit cu aur, dar care își va pierde cea mai importantă resursă a lui, omul. Ne confruntăm la acest moment și o știm cu toții cu o foarte mare problemă. Depopularea acestui oraș. Un oraș care pe zi ce trece, vrem să credem, nu vrem să credem, are din ce în ce mai puțin locuitori. Așa cum spunea domnul Chelaru și bine spunea că își dorește să vadă mai multe lumini aprinse seara la apartamentele blocurilor din oraș. Suntem din ce în ce mai puțini. Avem povestea unor generații care trăiesc o dramă. Nu e numai drama orașului nostru. Este drama tuturor orașelor care au respirat doar printr-un anumit lucru. S-a creat platforma petrochimică Borzești și aia a fost totul. În momentul în care a murit platforma, a murit și orașul. Nu, n-a murit orașul. Ține de noi dacă acesta va trăi în continuare sau va muri. Pentru că dacă ne uităm la graficul modului în care descrește populația acestui oraș, înțelegem că în 15 ani vom fi jumătate din cât suntem acum. În 25 de ani vom fi o comună. Dispărem, oameni buni. Ce facem? Murim sau înviem? Renaștem?
Suntem totuși orașul în care s-a născut Nadia Comăneci. Suntem orașul care în 1960 avea cel mai mare număr de intelectuali pe metru pătrat. Suntem orașul care a dat, din punct de vedere al petrochimiei, genii la nivelul acestei țări. Suntem un oraș în care încă se face performanță din toate punctele de vedere. Și l-am avut alături de noi pe Victor Plutașu, olimpic național la istorie de 2 ori. Se poate. Oneștiul este un oraș care poate să renască. Are nevoie, știți de ce? De votul dumneavoastră și al celor care sunt acasă. Are nevoie de încrederea pe care să o dați unui om care s-a născut în oraș, s-a educat aici, s-a desăvârșit aici și care își dorește să-și transforme comunitatea în care trăiește într-o comunitate care să fie a părinților, a mea și a copiilor noștri. Este această chestiune despre care am vorbit și despre care s-a tot vorbit, a generațiilor. Cele 3 generații, generația seniorilor, generația punte, generația noastră și generația copiilor noștri. Cu toții trebuie să avem loc în acest oraș. Lupta noastră din aceste 60 de zile cât mai avem până la finalizarea campaniei electorale va fi o muncă asiduă. Cred că la Onești s-a creat un culoar fantastic de care trebuie să profităm. Misiunea fiecăruia dintre noi este aceea de a încerca să-i convingem pe toți cei care ne sunt împrejur că varianta de care are nevoie acest oraș este una singură și ea se numește Partidul Național Liberal. Avem o echipă compactă, avem o echipă de oameni tineri, avem o echipă de oameni școliți, de oameni care au dovedit în domeniile lor de activitate că au făcut performanță. Suntem sudați, suntem bine intenționați și, nu în ultimul rând, iubim această comunitate. Și cred că este ceea ce contează cel mai mult. Dragostea pe care o avem pentru orașul în care trăim. Aș mai spune multe, dar văd că timpul se scurge extrem de repede. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ați fost astăzi alături de mine și aș vrea să invit pe scenă pe cei care fac parte din echipa mea și alături de care voi munci și pe care mi-i doresc alături în continuare. Oameni fără de sprijinul cărora n-aș putea merge înainte, oameni care mă ridică atunci când cad, oameni care îmi dau curaj în fiecare dimineață și îmi dau încredere că pe data de 9 iunie putem aduce schimbarea în bine la Onești. Și o să-i invit așa, în ordinea pe care am trecut-o, pe cele 6 pagini pe care le-am scris aseară. O să încep cu începutul, consilierul județean Cezar Olteanu. Încă consilierii locali cu care am făcut echipă în acest mandat, Ciprian Zarzu. Mihai Dumitru. Costel Dobra. Și invit și pe cei care nu sunt consilieri locali, dar sunt oamenii care pe listele de consilieri locali vor apărea și sunt oameni pe care, cu care o să fac echipă în următoarea perioadă. O invit pe Carmen Petec, căreia îi mulțumesc că a acceptat să facă parte din echipa mea și îi mulțumesc pentru sprijin și implicare. Bogdan Romandaș, Adriana Matei, doamna Butnăruș Elena, unde sunteți doamna Butnăruș, nu vă văd, Paul Coman. Paul este un tânăr inginer care a revenit în oraș, este inginer la Autoliv și este un copil excepțional. Doamna Ștefania Vânaru. Uite aici.
Flavius Manu, Gabriela Aniței, este președinta Organizației de Tineret și o luptătoare, Paul Bucioacă, Iulian Țâu, unde ești Iulian, că nu te... acolo, erai departe, Daniela Maxim, te aștept alături de noi, Adrian Paiu, și echipa de tineret care trebuie să-i mulțumesc că mi-este în fiecare dimineață alături, în fiecare zi alături și sunt copiii cu care muncesc și copiii pe care sper să reușesc să-i ținem acasă, sper să reușim să-i ținem acasă. Mulțumesc tuturor, Mircea, te invit și pe tine pe scenă pentru că o să am nevoie de susținerea ta ca să putem pe 9 iunie să putem să performăm în întreg județul Bacău. Și mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vali, Doamne, din echipă. Deci uitam, cel mai important element al echipei, Valentin, era și George. Hai. Vă rog, mulțumesc mult. Să știți că în ciuda faptului că nu am emoții, astăzi a fost o... chestii pe care nu o pot explica. Chiar am avut emoții fantastice și îmi cer scuze dacă discursul meu nu a fost coerent așa cum în general este. Dar să știți că a fost din suflet și să nu uitați că iubesc Oneștiul și voi face tot ce ține în puterea, de puterea mea ca pe data de 9 iunie să câștigăm. Și vom câștiga! Vă mulțumim tare mult, vă rog să-i aplaudați din suflet și să le urați succes. Ne vom revedea peste 4 ani cu un nou Onești, adus în mileniu 3.